Dacă are BMW-ul din 2001, e bine? Nu, dacă e bancheta din spate mare, e bună! Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu întrebări în public. N-am mai făcut un videoclip de genul de vreo 2 ani jumate, dacă nu mă înșel, pentru că a fost treaba cu pandemia, am așteptat să treacă pandemia. Acum s-a mai relaxat situația. Suntem în București, la AFI, după cum puteți vedea. Pentru cei care nu știu, m-am mutat în București acum 6 luni, prin septembrie, și astăzi vreau să aflăm dacă fetele din București sunt materialiste. Pentru că la multe din videoclipurile mele, care sunt despre fete, mulți îmi spuneți: bă, frate, nu mai contează cum te porți cu fetele, în ziua de azi trebuie să ai bani. E bine, azi vreau să vedem dacă este asta adevărat. Așa că, haideți să vedem ce răspunsuri primim și de la băieți și de la fete. Păi, în primul rând, cum te cheamă? Alex, salut! Alex, Edin, pare bine și pe tine? Eu sunt Ianis. Cum? Ianis, îmi pare bine, Alex și Ianis. Ți-au avut relații? Da. Relații, ok. Da. Cu fete. Da. Așa. Ați făcut vreodată un cadou scump iubitei? Da. Da? Da. Și sunteți de părere că fetele sunt materialiste în ziua de azi? Da, sunt de acord cu tine. Nu aș avea o explicație exactă, doar că am observat că fetele doresc mai mult obiecte decât afecțiune sau iubire. Așa e natura lor sau pur și simplu așa au fost învățate de către societate? Ambele. Ambele? Ambele. Ok. În mare parte am fost atras de persoane potrivite, să zic așa, și nu cred că era cazul. Nu cred că e cazul să spun că e adevărat sau fals. Deci nu stătea cu tine numai pentru bani sau pentru altceva? Da. Ok. Crezi că fetele din ziua de azi sunt materialiste? Probabil majoritatea, dar există și excepții. Există și excepții. Ai dat de fete care sunt materialiste? Până acum, da. Pot să zic că 3 din 5 nu e rău. Poți să explici în ce sens erau materialiste? Voiau cadouri scumpe, voiau să le duci la plimbări. Le pasă mai mult cum te îmbrăcai, cât de scumpe erau hainele. Sunt băcat în Burberry. Ce chestii puteai să le oferi? La ce restaurante puteai să le duci? A fost vreodată o instanță în care a plătit ea masa sau ai plătit numai tu? De obicei plăteam eu. De obicei plăteai tu. Nici la prima întâlnire tu ai plătit, nu? Păi da, așa e frumos. Ok, păi asta e o întrebare pentru fete. Deocamdată fetele nu prea vor să ne răspundă. Cine ar trebui să plătească la prima întâlnire? Sincer, nu cred că ar trebui să plătească doar unul dintre ei, ori fata, ori băiatul, și amândoi. Ori fac jumătate, ori prima întâlnire, dacă aleg să meargă și la a doua, prima să plătească, zicem, băiatul și a doua fata. Asta pentru că de obicei invită băiatul fata la întâlnire, nu? Ar trebui să plătească el la prima întâlnire, nu? Adică am preferat să plătesc și eu măcar o parte din sumă, având în vedere că, nu știu, aveam și eu bani la mine. Să plătești e cumva un gest de generozitate, nu ar trebui să depindă de ce gen ești, băiat sau fată. Credeți că e important ca partenerul să aibă bani? Nu neapărat. N-ar trebui să fii cu cineva doar pentru că are mai mulți bani decât tine sau că zice că îți cumpără lucruri. Adică ar trebui mult mai mult să conteze personalitatea decât faptul că are bani. Mă gândesc că mai iubirea e importantă, nu bani. Ok. First of all, what's your name? Carniel. Carniel. Yes. Carniel, Eddie. Nice to meet you. Îmi pare bine. Nice to meet you. Nicole. Okay. You're from? Israel. Israel. I have a simple question. Yes. We are looking for to ask people. Do you think that girls today are looking for money? That's the most important thing for them? I don't think so. You don't think so? No. You had a good experience with girls. They're not. Yes. She's. I guess she's your girlfriend. Yes. Perfect. Do you think guys should pay at the first date? I think it depends. In this situation, I don't see. Depends of what? Generosity of the guy. The generosity of the guy. So you're a generous guy. I don't know. Ask her. Yeah. You should tell us. Depends. Depends on the day. In the mood. Maybe I'm angry. Yes. Maybe not. Okay. We pay half and half. Half and half. Sometimes I only pay, sometimes he only pays. I see. I think that's the most correct way. Cine crezi că ar trebui să plătească la prima întâlnire? Băiatul. De ce? Pentru că, nu știu, așa ar trebui să fie mai romantic, mai frumos. E mai romantic să plătească băiatul de fiecare dată sau doar la prima? Nu de fiecare dată, la prima întâlnire, după care... Luați aminte, da? După asta cum ar trebui să fie? Jumate-jumate sau? Depinde, dacă nu are unul bani în ziua respectivă, plătește celălalt. Am înțeles, deci asta e părerea ta. Acum continuăm cu tine. Aceeași întrebare, crezi că ar trebui să plătească la prima întâlnire? Băiatul, da. Pentru că e mai frumos. E gentleman cu tine, nu? E de bun simț. De bun simț. Ok, și ești de aceeași părere cu ea că ar trebui să plătească jumate-jumate? Da. Da? Da. Perfect. Pentru că el e sărac. Eu mai am o întrebare pentru voi, dar haideți să nu întreb și pe el aceeași întrebare. Tot băiatul. Tot băiatul? E mai frumos așa, mai de gust. Ce așa amuzant?
ea plătește mereu și pachetele de țigări și tot. Așa, așa faci, tu, păi, tu acum zici de dragul camerei, nu? Dar în rest plătesc ele, a? Păi se numește să știi cum să joci. Bine, deci prima dată tu ar trebui să plătești, nu? La prima întâlnire, da. La prima întâlnire și după? După aia să mai plătească și fata. Să mai plătească și ea. Păi până când? Nu te ține portofelul, nu atâta. Păi normal. Bine, și a doua întrebare eu o luăm tot așa cu voi. Credeți că e important ca partenerul vostru să aibă bani? Neapărat. Adică ce înseamnă asta? Și nu e, pentru că sunt cadourile alea care ar trebui să fie. Te referi la cadouri scumpe sau ce? Nu, neapărat. Dar să te scoată și pe tine, nu să te scoată undeva la un pârleaz undeva. Ok. Deci lasă aminte, da, nu scoateți fetele la pârleaz. Ceva, un fine dining, ceva. Da. Dacă are BMW-ul din 2001, e bine? Nu. Nu. Dar ce an, ce an e minim? 2005. Dacă e bancheta din spate mare, e bună. Olu, olu, pe ce facem în bancheta din spate? Jucăm cu curi. Da. Mersi, bateți aici. Mersi mult pentru ajutor. Mersi mult. Pa, pa și baftă. Întrebarea în felul următor. Credeți că fetele sunt materialiste în ziua de azi? Unele da, unele nu. Depinde de persoană. Elaborează-te. Dacă găsești persoana potrivită, nu e materialist. În experiența ta, ai avut iubite care, nu știu, au cerut cadouri scumpe? Nu. Au... Nu. Nu? Nu. Nu, deci ai dat de fete calme. Dacă ai grijă la cu cine vorbești, nu. Nu dai de fete de genul. Nu. Dar crezi că există? Da, există, da. Și tu? La fel, nu prea. Depinde cu cine vorbești. Trebuie să ai grijă cu cine vorbești. Că dacă nu, și dai doar la materialist, ai... De exemplu, uite, eu... Am un canal de YouTube și mai vorbesc despre fete. Înțelegi? Și primesc comentarii că, mă frate, nu mai contează cum vorbești cu ele, cum așa. Contează numai să ai bani, să le prind cu mașini, să le duci în restaurante scumpe. Nu? Nu sunteți de acord? Nu neapărat. Deci să nu mai scrieți în comentarii chestii de genul că vă tai, da? Și mai am o întrebare. Cine credeți că ar trebui să plătească la prima întâlnire? Băiatul sau fata? Cine invită? De aceeași părere cu tine. Da. Tu? Tot la fel. De exemplu, unii sunt de părere, am mai întrebat înainte, unii sunt de părere că ar trebui să plătească băiatul prima dată și după să facă jumătate. Că așa e mai galant să plătească băiatul. Nu. Cine? Nu mai suntem în epoca aia cu galantul. Nu mai suntem în epoca, am depășit, nu, epoca aia. Voi sunteți împreună? Nu. Ok, bine, îmi pare rău pentru tine. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Credeți că fetele sau și băieții, de ce nu? A ajuns să fie materialiști în ziua de azi? Cunoaștem persoane, știi la cine mă refer, care sunt cu anumite persoane doar pentru bani, cadouri, chestii genul ăsta și mi se pare absolut deloc ok. Cadourile îi le cere ea sau îi le face el pentru că așa? Îi le cere, da. Mamă, ce tupeu! Clar materialism. Tu ai experiențe, ai avut experiențe de genul cu fete materialiste? Da. Poți să ne spui, nu știu, o întâmplare. Să ne povestești o întâmplare. Da, cu mine doar pentru Mac, gen. Pentru? Mac. Adică ea n-avea nici bani de Mac. Da, de un Mac pui, Mac puișor, nu. Câte? 5 lei 50. Da, atât. Bine, asta pot să o consider nu chiar atât de rău. Adică sunt unele fete care vor restaurante la alt nivel, știi? Nu Mac. Mac ce? Nu, pentru sărați. Edvice se numește. Și să, dacă poți, să dai și la trepărașul nostru aici. Da, subscribe la Diablo, da. Cameramanul, cel mai bun cameraman din lume. Părerea mea, cred că bărbatul, băiatul. Ok, băiatul. Poți să elaborezi puțin de ce crezi? Că e un mod de a-ți arăta că e gentleman sau ca să impresioneze, clar. Ca să impresioneze. Și după ce a trecut prima întâlnire, cine? Tot el? Atunci să se înțeleg. Pică la mica înțelegere. Se discută. Părerea mea la fel. La prima întâlnire, cred că băiatul trebuie să plătească. Luați aminte. Băieți, plătiți la prima. Portofelele. Credeți că partenerii au devenit materialiști? Și băieți și fete. Depinde. Părerea mea că depinde de la persoană la persoană. Dar majoritatea din ziua de azi... Crezi fetele... că ea e... Te... Nu. Te... Ea nu. Arde la portofel? Nu. Nu ai nevoie de, nu știu, plimbări, ieșiri... Ba da, ca oricine. Ca oricine, dar nu... Nu în exces. În exces, exact. Doar mulțumim. Edvice pe YouTube, dacă scrieți Edvice mă găsiți. Mersi, pa, pa. Și așa concludem acest videoclip. Bă, păreri mixte. Unii cred că, da, partenerii și băieți și fete au devenit materialiști. Alții, ușor că dai în fete. Alții cred că nu. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu cu părerea voastră. Vreau să știu în comentarii dacă sunteți de acord că fetele au devenit materialiste în ziua de azi. Subscribe și la revedere, pa!